În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ceea ce nu este cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Iubiți credincioși, avem astăzi în față o provocare extraordinară. Și anume, dregătorul bogat. Din capul locului vă spun că de fiecare dată când auzim această pericopă, ne pătrunde parcă așa un soi de relaxare să fie la ei acolo. E vorba despre cei bogați. Niciodată nu ne gândim cât suntem de bogați, de fapt. Și iată câteva cuvinte ce spune Sfântul Evanghelist Luca. Într-una din zile a venit la Iisus un dregător bogat și l-a întrebat: ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Învățătorul e bun. Și Mântuitorul i-a întrebat: de ce îmi spui bun? Pentru că bun este unul singur Dumnezeu. Dar dacă vrei să fii desăvârșit, împlinește poruncile. Ai citit ce s-a scris de Moise? Să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și el a răspuns: toate acestea din pruncie le-am păzit. Și Mântuitorul s-a uitat la el și a spus: da, un singur lucru îți lipsește. Vinde toate ale tale, le împarte săracilor și apoi vino și urmează mie. Și s-a întristat dregătorul acela pentru că era bogat foarte. Și Mântuitorul a spus: cât de greu poate intra un bogat în împărăția cerurilor. Căci mai lesne este a intra cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Și cei de față, oarecum pe bună dreptate, speriați, au întrebat: dar atunci cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul a răspuns curat și pentru fiecare dintre noi: ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Iubiți credincioși, am avut în ultima vreme timp să întoarcem pe toate părțile această pericopă a dregătorului bogat, mai ales că mai avem una istorisită de Sfântul Evanghelist Matei, unde se numește un tânăr bogat. Le-am întors pe toate părțile, dar cu bogăția asta nu-i de joacă. Cine e bogat și cine este sărac? Am să încerc așa puțin să vă răspund la această întrebare, să mai aflu și eu câte ceva. Și anume, ca să înțelegeți mai bine unde vreau să ajung cu întrebarea de astăzi, datorită faptului că nu este vorba de o pericopă, de vreo parabolă, ci e vorba chiar de un eveniment întâmplat în fața ucenicilor, am să vă spun o parabolă ca să înțelegeți mai bine. Către un apus de soare, un părinte îmbunătățit privea un lac în al cărei ape se oglindea atât de frumos roșeața unui apus deosebit. Tot peisajul din jur se oglindea în lac și atunci a stat pur și simplu să se uite și el la lac, aducându-și aminte de psalmul 18. Cerul e spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Și când trăia el așa frumos în gândul lui despre măreția lui Dumnezeu, vede că un stârc se așează lângă el și se uită fix în lac. Dar cu așa mare atenție încât părintele acela îl felicita pe stârcul acela, că și el a început să simtă măreția lui Dumnezeu uitându-se la frumusețea din lac. Numai că în câteva fracțiuni de secundă stârcul dă cu ciocul în apă și scoate un pește și pleacă mai departe să-l mănânce. Nu de frumusețea lui Dumnezeu îi ardea lui, ci era atent să nu-i scape prada. Cred că aici este tot înțelesul Evangheliei de astăzi. Și anume, vedem foarte multă lume evlavioasă pe care o vedem în fața icoanelor
așa cum era părintele acela în apus de soare. De crezi despre ei că văd în acea icoană un răsărit și toată creația lui Dumnezeu care se oglindește în acel răsărit și în priveliștea icoanei de dinainte. Și când colo, ce face omul? Își ascute toate simțurile și începe să ceară de la Dumnezeu câte ceva. Și cum i-a dat Dumnezeu? Așa cum i-a dat Dumnezeu și stârcului un peștișor, atunci imediat bate o metanie în hață de la Dumnezeu ce a primit și a și plecat. Aceasta este bogăția pe care noi, din păcate, nefiind atenți, o admirăm la ceilalți. În loc să admirăm, în primul rând, la noi. Atunci când vedem ceva, să mulțumim Dumnezeu că putem să vedem, pentru că sunt oameni care nu pot nici măcar să distingă, să se poată deplasa de colo-colo, atunci când vedem ceva, înseamnă că suntem mai bogați decât cel de lângă noi, care vede selectiv. Dar ce facem? Că și noi vedem selectiv. Îl vedem pe vecinul că are un etaj în plus la casă, îl vedem pe șeful nostru că vine la ora 10 la birou, îl vedem pe șeful nostru direct, șef de departament, care vine numai așa când vrea și vine într-adins să ne găsească nod în papură. De ce vedem așa? Pentru că nu știm să vedem lucrurile adevărate. Dar atenția noastră este îndreptată către ce? Să dăm bine. Adică cel care vine lângă noi să creadă despre noi că suntem și noi foarte, foarte implicați. Suntem admiratorii peisajului lui Dumnezeu. Suntem admiratorii creației. Dar ce facem noi? Noi ne vedem interesul nostru mărunt și după ce l-am obținut, am și șters-o în altă parte de unde mai putem să obținem ceva. Vă aduceți aminte de momentul pe care vi l-am mai evocat când a murit Narcis. Narcis, chiar Narcis acela despre care se spune că își pierdea foarte multă vreme în oglindă. Ați mai văzut și pe acasă, pe la odrasele noastre. Da, cam așa este. Dar a murit Narcis. Și când a murit Narcis, se spune că toată natura a început să-l plângă, dar cel mai abitir îl plângea râul. Și plângea râul încât a fost întrebat de păduri și de animalele care stăteau împrejur. Și îl consola oarecum și spuneau: râule, să știi că și noi îl plângem pe Narcis. Tare frumos mai era și tare ne încălzea inimile când ne uitam la el. Tare frumos era. Și îl mângâiau așa până când râul și-a întors apele și a început să spună: a, voi plângeți că era frumos? Nu, nu, nu. Eu îl plâng pentru că ori de câte ori se uita în apele mele, eu vedeam frumusețea lor în ochii strălucitorii lui. Nici măcar am știut că era frumos. Iată că există un mic interes în tot ceea ce ne înconjoară. Dacă nu suntem atenți, cu siguranță că ochii noștri nu pot să pătrundă mai departe. De exemplu, s-a întâlnit mai de ună zi un porc ăsta, ca să mă înțelegeți mai bine, știți că francezii împart în două noțiunea de porc. Este cochon, cel care este în viu, pe patru picioare și merge singur și mănâncă, și porc este cel care deja e gătit. Ei, ăsta era un coșon, un purceluș care s-a întâlnit cu o vită. Și a început să se căineze în fața acestei vaci, spunând: da, pe tine te apreciază lumea, dar pe mine nimeni nu mă bagă în seamă. Te apreciază lumea pentru brânzeturi, pentru lapte, pentru toate cele, dar de ce nu mă apreciază și pe mine la fel? Pentru că, până la urmă, și picioarele mele ajung răcitură în farfuriile lor. Și atunci s-a întors acea creatură a lui Dumnezeu și a spus: eu cred că nu te apreciază lumea, că toate bunătățile tale le-ai lăsat numai în testament.
N-ai lăsat nimic pentru timpul vieții acesteia. Ori eu, înainte de testament, ofer oamenilor laptele meu din care ei fac brânză și toate celelalte. Ei, cam așa este cu bogăția, fraților. Bogăția pe care o acumulăm noi și spunem despre ea că o să aibă parte copiii și nepoții și urmașii noștri, să știți că ne este foarte lesne de înțeles cum stau lucrurile tocmai din această întâlnire a porcului cu vita. De ce? Pentru că dacă nu avem ochii deschiși și să vedem nevoia copilului nostru atunci când el o are și o clamează, riscăm să gândim, lasă-mă, dar tot ceea ce al meu nu o să fie al tău. Păi da, dar o să fie cam târziu. De aceea, să înțelegem ce este bogăția. Bogăția nu este ceea ce lași după tine, aceea este acumulare, ci ceea ce folosești pentru cel care are nevoie de ceea ce ai tu. Am auzit de foarte multe ori pe cei care, cerând părinților câte ceva, să primească replica: lasă să adun aici și să vezi că toate ale tale sunt, dar trebuie să le ținem. De exemplu, dacă îi cere vreun împrumut, zice, am la termen de puș, dar nu vreau să-i stric. Cunosc pe cineva, un vecin de-al meu, de acum vreo 25 de ani, vine la mine și îmi cere, nu eram atunci nici diacon: băi, Mariuse, n-ai cumva o țeavă de 2 țoli? Mi-a arătat cum arată. Că mi-ar trebui. Și eu am început să cer detalii, dacă cât să fie de lungă. Aveam eu o țevușcă, dar era prea scurtă pentru ceea ce avea el nevoie. Și bă, n-am. Ce, băi, să știi că eu am o țeavă de asta, dar numai că trebuie să-i dau niște găuri și nu prea mă îndur. Ce, dar lasă că mă duc la vecinul alt. S-a dus la vecinul celălalt și vine bucuros la mine că a găsit țeavă. Și spune, da, acum vreau să te întreb ceva. Uite, probabil să mă ia martor, știi? Am găsit la vecinul și a avut o singură rugăminte la mine: să n-o tai, dar poți să-i fac niște găuri. E, cam așa, să știți că e și cu bogăția. Să nu stricăm rostul la bani, să nu înțepăm anumite venituri care ne-au venit din dobânzi. Nu tăiem din ei. Și după noi o să rămână tot celorlalți. Iubiți credincioși, problema este următoarea. Nici nu știm cât suntem de bogați și începem să ne văietăm. Nici nu știm că avem de toate și începem să dăm de colo-colo, să mai întrebăm într-o parte sau într-alta, exact ca cel care a venit la Mântuitorul, și când aflăm răspunsul, ori ne facem că n-auzim, ori ne întristăm, ori mergem mai departe. De ce? Pentru că nu știm să ne autoevaluăm. Aici este un alt capitol. Autoevaluarea trebuie să fie una obiectivă. Ori noi nu prea putem să fim obiectivi. Mi-aduc aminte din biografia unui celebru fizician care spunea, înainte de război, când am simțit eu că nu prea e bine pentru familia noastră, trebuie să plec din Germania, fără să-mi dau seama, am asistat la o discuție a soției mele cu o prietenă, care îi spunea: dragă, nebunul ăsta vrea să ne mutăm, dar uite-te și tu, dragă, numai mobilă din lemn de cireș, uite aici ce sculpturi, uite ce mobilier, ce pat, ce masă. Să știi, dragă, că m-am atașat foarte mult de ele. Nu cred că pot să renunț la ele. Și atunci el s-a spus, a ieșit de după ușă și a spus: dragă, știi ce? Aceste lucruri nu s-au atașat de tine. Numai tu te-ai atașat de el. Era vorba de Albert Einstein. Problema noastră este următoarea. Noi ne atașăm de lucruri. Noi ne atașăm de ceea ce credem noi că este o bogăție. Dar nu e așa.
În momentul în care, imaginați-vă, aveți contul la bancă deja intangibil, pentru că eu am constatat foarte multă lume care, domnule, când se duc să depună ceva la bancă, e ca atunci când îți cumpere aur. L-am întrebat pe cineva, domnule, dar de ce cumpere aur? E cea mai bună investiție. Bun, și ce faci cu ea? Păi așa se investește. Zic, dar dacă ai nevoie vreodată, o schimbi? A, zice, nu, să fie acolo. M-a ferit Dumnezeu, nu pot să înțeleg asemenea oameni, dar mă rog, e treaba lor. Important ar fi să ne trezim noi printr-un efort de exercițiu de imaginație. Imaginați-vă că aveți destul și vine copilul să vă ceară, ați scăpat de el, Doamne, bine că am scăpat, n-am insistat prea tare, nu i-a stat. După aia vine doctorul cu un diagnostic. Nu știu dacă mai aveți timp să scoateți ceva din conturile pe care le-ați zăvorât foarte bine. Atunci vă veți da seama că acel cont nu mai are nicio valoare. Ați vrea să scăpați de el mai repede. De ce? Ca să dobândiți altceva. Și nu o să reușiți. De aceea, să știm că orice lucru de care avem nevoie, trebuie să-l folosim atunci. Pentru că, v-am mai spus și altă dată, a fi bogat sau a fi sărac este o noțiune atât de relativă, încât vă aduc aminte de cel care are în parcare o mașină și vecinul lui care are 10 mașini. Numai că vecinul lui se gândește, bă, dar dacă aș avea o pe 11, deja ăstea ar începe să producă mult mai mult. Deci degeaba le-am pe la 10, pentru că de-abia a 11-a poate să-mi aducă un profit prin folosirea celorlalte. Și el, cel cu 10 mașini, se consideră sărac, că nu mai are încă una. Ori tu care ai una singură și faci naveta și tu și copiii și așa mai departe, ești fericit. Și atunci ne întrebăm, cine e mai bogat? Cel cu una sau cel cu 10 mașini? Răspunsul este inclus. Bogăția nu este cea care să ne lipsească, ci modul în care noi vedem lucrurile. Pentru că dacă nu știm să le vedem așa cum se cuvine, ne pomenim ca dregătorul bogat, care ne ducem la biserică și întrebăm duhovnicul încolo și încolo ce să facem, să ne facem desăvârșiți, și când auzim că de fapt avem la îndemână totul ca să fim fericiți, numai că trebuie să folosim într-un anumit fel ceea ce avem, ne uităm așa în altă parte, lasă că popa ăsta a luat-o pe o cărare, trebuie să găsesc eu altceva. Fericirea trebuie să fie ceva nu plătit de mine, ci primit de mine. Și aici este o mare problemă. Pentru că noi putem să plătim și fericirea. Cu ochii noștri să vedem ce este frumos. Cu nasul nostru să mirosim ce este frumos. Cu urechile să auzim numai de cele bune, să ne ferim de a auzi cele rele. Și asta înseamnă o jertfă prin care ne îmbogățim. Acum, a ne îmbogăți, să știți că nu înseamnă să avem mai mult decât ne trebuie. Pentru că dacă nu știm cum stau lucrurile și zicem lasă să fie bani alb pentru zile negre, vă aduceți aminte de călugurul acela care toată viața lui n-a adunat nimic. A zis, eu n-am nevoie de nimic. Și diavolul a venit către sfârșitul vieții atunci când începe să te mai roadă cât un romantism, să nu mai poți să faci lucruri așa cum vrei tu. Și a zis, băi nebunule, dar cine crezi că să mă uite la tine când o să te îmbolnăvești? Crezi că medicii au acum salarii îndestulătoare să nu mai aibă nevoie nimic de la tine? Ia pune tu ceva deoparte. Și a pus săracul deoparte în vreo 2 ani 5 galbeni. Și cum a adunat pe cei 5 galbeni? A pățit-o. Că i s-a îmbolnăvit un picior încât a trebuit să îl taie. Și cu o zi înainte de a îl tăia, medicul a aflat care cei 5 galbeni, gata, și a ascuțit fierăstrăul, numai că în noaptea de dinaintea măcelului a visat pe Maica Domnului, care i-a spus, uite, te-ai făcut sănătos, nu mai ai nevoie de nicio intervenție, dar mai aduna vei bani albi pentru zile negre? Și s-a trezit omul și s-a dus la chilia lui și și-a continuat principiul de viață. Iubiți credincioși, dacă vreți, într-adevăr, zile negre, puneți deoparte. Acum, să nu credeți că este o invitație
împotriva logicii economisirii, că tot v-au auzit pe la toate emisiunile și băncile și să puneți deoparte, să fie cu sută. Măi, fraților, a pune deoparte nu înseamnă să arunci așa ca în cursa de șoareci și ce intră acolo să nu mai iasă. Pentru că dacă folosim acest principiu, cu siguranță că tot ceea ce vom vedea pe lângă noi pune deoparte și nu este bine. Trebuie să știm că suntem datori a trăi frumos. Ce las copilului meu? Păi, dar în primul rând eu trebuie să-i las niște obiceiuri bune. Trebuie să las toată dragostea mea și să vadă de la mine că tot ceea ce am avut când el a avut nevoie a fost al lui. Nu a trebuit să mă aștepte pe mine, abă nu mai moare și boșorul ăsta, să intru și eu în casele astea ale lui și să-i conduc mașina odată. Nu, când are nevoie, atunci trebuie să-i le dăm. Iubiți credincioși, asta înseamnă să fim bogați. Suntem bogați. Acesta este mesajul Evangheliei de astăzi. Că suntem bogați și dacă vrem să fiind desăvârșiți, trebuie să împărțim averea noastră. Adică, ești bogat, adică ești sănătos, ajută pe cineva care nu este cu sănătatea chiar așa de bine. Dacă tu ai o atitudine plăcută, îmbrățișează pe cineva, dă mai departe această atitudine. Dacă tu vezi lucruri frumoase, trage-l de mânecă pe cel care vede altceva. Dacă tu auzi lucruri frumoase, scoate din priză televizorul celuilalt care se uită la poveștile altora și își încarcă mintea cu tot felul de necazuri care nu-i aparțin. Asta înseamnă să vinzi toate ale tale. Că poate acum se duc mulți spre case așa, zice, n-am eu ce să vând, n-am, eu mă duc după Hristos, sigur că da, n-am ce să vând. Aveți ce vinde, aveți toate gândurile frumoase care sunt de o inestimabilă valoare. Aceasta este bogăția noastră cu care ne așteaptă Hristos să ne împărțim pe cale cu săracii și cu cei care au nevoie de ceea ce avem noi, pentru că așa vom afla că ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.